Mă scuzați, dar eu apă n-am să bea așa. Da? Poate mai acolo aici. Da. Noi Moldova bem, dar nu numai apă. Noi m-am stăcat de vodcă. Nu, nu, nu. Moldova, Moldova trebuie vin, nu vodcă. Eu așa înțeleg că putem începe sau mai așteptăm pe cineva? În primul rând doresc să vă salut, să vă spun bună ziua tuturora pentru prezența dumneavoastră și interesul la această inițiativă noastră de a avea această conferință. Stimați compatrioți, domnilor și doamnelor, pentru cei care încă nu mă cunosc, eu sunt Vasile Tarlev, prim-ministru al Republicii Moldova în perioada anilor 2001-2008, funcție pe care am deținut-o cu enormă responsabilitate față de cetățenii, în primul rând, al Republicii Moldova. Sunt inginer de specialitate, doctor în științe, cu un stagiu de mai mult de 30 de ani de muncă. Sunt tată a doi copii, am avut onoarea să conduc Guvernul Republicii Moldova într-o perioadă foarte grea pentru țara noastră. La acea vreme, Moldova se afla într-un declin economic profund și era dezastru, practic, în toate domeniile de activitate a vieții noastre. Anii au trecut, Moldova a parcurs o cale grea și cu mare regret a ajuns iarăși într-o situație foarte complicată. În prezent, situația Moldova, în opinia mare majorității a cetățenilor, este gravă și poate și mai gravă decât în perioada anilor 90. Situația creată ne-a adus noi probleme care se răsfrâng negativ în toate domeniile vieții și în special asupra stării sociale și a bunăstării oamenilor. Ca președinte al Congresului Național a Industriașilor și a Antreprenorilor din Moldova, cunosc îndeaproape impactul evenimentelor și proceselor din țara noastră care au efecte deloc benefice pentru cetățenii țării noastre. Consider că este necesar și încă posibil o dezvoltare avansată a țării noastre, Moldova, care să corespundă meritului și așteptărilor oamenilor. În tot acest timp, nu am fost de parte de viața țării, a poporului moldovenesc, a cetățenilor noștri care au dăruire de sine, au făcut, fac și sunt ferm convins că vor face tot ce le stă în puteri ca să rămânem un popor respectat, uniți în bine și la greu în fața diferitor provocări ale timpului. Astăzi, după sute de întâlniri și discuții cu oamenii din țară, dar și de peste hotare, simt aceeași obligațiune și responsabilitate față de cetățenii țării noastre, de a mă implica mai activ în rezolvarea problemelor de zi cu zi care s-au tot adunat și agravat în ultimul timp. Mă simt responsabil și obligat să accept provocarea de a învinge nedreptățile și sunt sigur că împreună noi vom reuși. Am făcut-o în calitate de primul ministru, vom reuși și astăzi, uniți prin dorință și necesitatea de a aduce pacea la noi în țară, de a aduce stabilitatea, bunăstarea și acea atmosferă necesară și imagine pe care o merită poporul nostru din Republica Moldova. În aceste timpuri grele, pentru patria noastră Moldova, la rugămintea și îndemnul multor compatrioți, am decis să accept invitația de a participa mai activ în viața politică și economică a țării noastre. Dragi compatrioți ai Moldovei, cu profund respect
față de dumneavoastră, de istoria neamului, a valorilor și tezaurului nostru cultural, etnic și spiritual, ca un patriot creștin și iubitor de țară, vreau să vă aduc la cunoștință intenția mea de a participa în calitate de candidat independent în viitoarele alegeri a președintelui Republicii Moldova, așa cum prevede Constituția țării și principiile democratice într-o societate sănătoasă în care concurența politică este cheia succesului comun. De aceea, astăzi, cu onoare, responsabilitate și mulțumire față de mii de cetățeni, mii de oameni care m-au susținut, mă susțin, mă adresez tuturor cetățenilor Republicii Moldova și formațiunilor politice, personalităților țării noastre și în special domnului Vladimir Voronin, de a ne consolida întru salvarea și dezvoltarea patriei noastre Moldova. Așa să ne ajute Dumnezeu. Уважаемые сограждане, я хочу подчеркнуть и на русском, что в результате многочисленных встреч, а так в стране, как и за пределами нашего государства, с нашими гражданами, вникнув в тех проблемах и ситуации, которые сложилась в Молдове, по мнению абсолютного большинства граждан, в Молдове сегодня тяжелейшая ситуация, а местами даже хуже, чем 90-х годов. И я тот человек, который имел честь управлять правительством Молдовы на протяжении многих лет, могу сегодня подтвердить свою ответственность за ситуацию в стране и принял призыв, предложение тысячи и тысячи граждан, которые проживают в нашей стране и за пределами, для того, чтобы быть более активным в политической, экономической и социальной сфере нашего государства и принести благосостояние в Молдове, стабильность, декриминализация, уверенность в завтрашнем дне, поддержать наши духовные, человеческие, традиционные ценности и, конечно, сделать все возможное для того, чтобы мы жили лучше. Наши граждане, наша страна на самом деле заслуживает намного лучшего, и мы можем вместе с вами еще, если сделать правильный вывод, объединиться, можем ее возродить и сделать из нее цветущий сад. Я в этом уверен. Поэтому сегодня хочу довести до вашего сведения, что принял призыв и предложение многочисленных или тысячи граждан нашего государства вернуться активно в политику и объявить о своей намерении участвовать в президентской гонке, президентской выборов на избрание президента Республики Молдова, которая состоится 20 октября этого года. И, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем нашим гражданам для того, чтобы быть как никогда внимательными, объединиться, оставить все то, что нас разъединяет, найти точки соприкосновения, которые нас объединяют. Родина в опасности, Молдова в опасности. Мы вместе уверен, что сможем решить многочисленные проблемы. Знаю, что есть многие мнения, но я обращаюсь всем патриотам нашего государства оставить в сторону амбиции и объединиться ввиду того, что дал согласие и объявил о намерении участвовать независимо, в качестве независимого кандидата, несмотря на то, что я являюсь и председателем партии, но оставляя в сторону партийные интересы, объединить все партии, все объединения, неправительственные организации, все граждан нашего государства для спасения нашей Родины. Обращаюсь ко всем людям доброй воли. И особенно я подчеркнул Владимира Николаевича Воронина, президента Молдовы, для того, чтобы знать всем, что вместе с ним я работал не один год. В тяжелейшей ситуации мы вместе добились самых лучших результатов. Я уверен, что вместе мы можем спасти Молдову. Да поможет нам Бог. Спасибо.
Eu pot să încerc să răspund la unele întrebări dacă cineva insistă, dar acesta a fost mesajul, rugămintea mea în adresa dumneavoastră și vă fi nespus de fericit și bucuros dacă dumneavoastră ați reușit să ne susțineți să ajungă la fiecare cetățean a țării noastre, indiferent unde se află, acest mesaj, această inițiativă, deloc simplă și ușoară pentru mine, pentru a merge înainte, pentru un viitor mai bun. Insistă cineva la întrebări? Atunci vă mulțumesc mult, vă îndemn ca împreună să mergem înainte și să ne ajute Dumnezeu. Mersi mult!